Am ajuns într-un final și la Castelul Bran, dragilor. Să vedem dacă intrăm. E și castelul casei groazei. Branul. Ce zici, iubie, aici cum îți place? Îți place? Aici cum îți place, ok? Da? Că dacă intrăm aici, nu mai ești un vi. Ne-am decis să nu vizităm castelul pentru că s-au stat de 2 ore la coadă și nu se merită, sincer. Și e foarte mare coadă aici, așa că o să vizionăm pe aici frumusețile astea. Sincer, frumusețile astea sunt mult mai de valoare decât să intrăm în Bran acum la aglomerația care e. Avem o țară chiar frumoasă, superbă, spune. Uitați și aici. Am luat și magneți de la Bran, bineînțeles, că nu se putea altfel. Vă dați seama că nu se poate fără un pic de dulce de asta tradițional asta. Și ne pregătim să mergem spre Râșnov, pentru că dacă n-am intrat la Bran, pentru că e foarte aglomerat, cu siguranță la cetatea Râșnov o să urcăm. Încercăm să-i convingem pe Ainuși să intre în casa groazei cu noi, da? Oleu, da. Stai lângă mine, că și eu e frică. Tocmai ți-am ieșit din casa groazei. Da, au fost 3 minute. Nici 3 minute, că... 3 minute. Când am auzit la Dracula, am zis, acum trebuie să înceapă și mai rău. Și când colo ieșire. La deci... început a fost un șarpe în ăla jos acolo și m-a dat cu aerul ăla și cu ce dădeau ei acolo. Da, m-a speriat puțin pentru că e fobia mea. N-am treabă. M-a speriat mai rău la Valea Zânelor, la calendarul cu povești acolo decât aici. Dar a fost ok, 25 de lei meritați. Și am ajuns la noi acasă, în sufletele noastre, orașul nostru favorit, Brașov. Mergem să mâncăm la restaurant Gustări, cel mai bun restaurant din Piața Sfatului pentru noi. Ne-am oprit la restaurant Gustări să mâncăm și să bem câte ceva. Uitați ce frappe frumos mi-am luat aici. Vai, dar poate să-l deschid, să fie deschis. O să mâncăm ceva și apoi o să plecăm spre Buzău. Începem așa frumos cu o ciorbiță de burtă. Ne-am luat tot ciorbiță de burtă. A venit și aici la Edi coastă, postiț, de fapt, de porc cu cartofi, prăjit, sos. Tata, ce ți-ai luat, tata? Ce asta? Ciolan? Ciolan cu varză. E o pastă carbonara, bineînțeles, că știți că iubesc pastele carbonara. Și aici mami și-a luat șnițel cu salată și cartofi. Poftă bună! Și a venit și desertul la mine, cremă de zahăr azi, mami și tati profiterol și, bineînțeles, papanaj la Edi.